un fragment din Jurnalul Fericirii. Bă, deși am citit Jurnalul Fericirii, nu mi-a sărit în ochi la lectură pasajul ăsta. Fii atent, bă. Ce îi spune lui Nicolae Steinhardt, tatăl lui în vârstă de 82 de ani, cu 3 zile înainte ca Nicolae Steinhardt să fie arestat, tatăl lui știind că urmează... Nu fi căcăcios, asta? Ce zici? Nu fi căcăcios. Bă, frate, bă, zice, e adevărat, zice tata, că vei avea zile foarte grele. În pușcărie, bineînțeles. Da. Dar nopțile le vei avea liniștite, vei dormi bine. Pe când dacă accepti să fii martor al acuzării, vei avea cei drept zile destul de bune, dar nopțile vor fi îngrozitoare. Nu o să mai poți închide un ochi, o să trebuiască să trăiești numai cu somnifere și calmante, abrutizat și moțăind toată ziua, iar noaptea chinuitor de treaz. O să te perpelești ca un nebun. Cată-ți de treabă, hai, nu mai ezita, trebuie să faci închisoare.